Interviul săptămânii la RCIS FM. Dragi prieteni, bună regăsire la Interviul săptămânii. Sunt Nicoleta Timaru. Vă mulțumesc că astăzi sunteți din nou alături de mine pe RCIS FM și pe Angelus TV. Am adus în fața dumneavoastră pentru astăzi un om cu o bogată experiență de viață, o bogată experiență spirituală, pastorală și multe, multe alte experiențe pe care urmează să ni le împărtășească cu mare drag, Monseniorul Benone Farcaș. Monseniore, bun venit la Interviul săptămânii! Bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație! Mă bucur că ați acceptat invitația noastră, pentru că vă mărturisesc că am încercat așa să structurez o discuție și mă întrebam cum voi reuși să cuprind atât de multe într-un timp atât de scurt, dar sper să nu ratăm nimic esențial, dar știți că rămâne întotdeauna acea invitație deschisă, mai putem face o emisiune în cazul în care nu s-au epuizat subiectele. Monseniore, am un gând începând această emisiune și sunt curioasă dacă veți fi de acord cu mine. În viața dumneavoastră de preoție, deseori mâinile sunt împreunate, nu? Atât la altar, cât și în rugăciune, de atâtea ori. De când acest gest? Care este prima amintire pe care vă aveți? Când ați împreunat prima dată mâinile așa? Amintirea se pierde undeva în negura timpului, din fragedă copilărie. Am avut șansa unei familii care a trăit credința cu multă intensitate și copil fiind unul din primii nepoți ai familiei mele, bunici, am avut alături multe rude care mă purtau la biserică, în afară de părinții mei. Și mi-aduc aminte Evlavia cu care îngenuncheau și se aflau în rugăciune în biserică, iar eu eram pe acolo, pe lângă ei, încercând să nu deranjez prea mult, dar lucrul care m-a învățat, poziția pe care mi-au inspirat-o prin exemplul lor, a fost aceasta, în genunchi cu mâinile împreunate. Având și șansa unor preoți cu adevărat eroi ai credinței, care trecuseră prin multe încercări și care călăuzeau familia noastră pe această cale. Și de atunci mi-a rămas în minte și am considerat întotdeauna că această poziție este una potrivită pentru a ne așeza înaintea lui Dumnezeu atunci când vrem să vorbim cu El. Așa cum ați spus, amintirile se pierd în negura timpului și știți că e imaginea aceea din filme când parcă îți părăsești corpul și te poți privi. Încercând un exercițiu similar, credeți că îl puteți vedea pe acest copil și să-l descrieți atunci când ținea mâinile împreunate? Și să vă rog pentru cei care ne ascultă la radio să luați această fotografie și să faceți o descriere a ei. Cei care ne urmăresc pe Angelus TV văd această fotografie pe ecran, dar cei care ne ascultă o vor vedea prin descrierea dumneavoastră. Cine este acolo, părinte? Da, este un copil cu părul balai, ceva mai blond decât îl am acum, destul de plinuț și cu mâinile împreunate, având în spate un covor așezat pe o năsălie. Probabil eram undeva la mormântarea vreunei rude și cu această ocazie fotograful m-a prins și pe mine. Da, este o fotografie care mă reprezintă când eram copil, într-adevăr. Și ați avut bucuria, așa cum ați zis, bucuria unei familii credincioase, a unei familii extinse credincioase, pentru că știu că nu doar în parohia Bacău Centru v-ați trăit credința, ci și în parohia Mărgineni, o lungă perioadă, având acolo rude, nu? O mătușă și alți verișori, cam de aceeași seamă cu dumneavoastră și cu fratele Cip, așa cum îi spuneați, și împreună îmi închipui cam ce făceau patru sau cinci, câți erați verișori. Eram cam cinci verișori. Cinci verișori, cam de aceeași seamă, îmi închipui cam ce amintiri frumoase au fost acolo. Da. De ce mergeați totuși, părinte, la Mărgineni? Mai ales în vacanțe mergeam des acolo pentru că îmi plăcea, ne plăcea.
să stăm între ceilalți verișori, eram aproape de biserică. De fapt, acolo am ministrat prima dată. La Mărgineni, pe lângă preoți, așa cum spuneam, adevărați eroi ai credinței, preoții Ghiuzan, care știau să ne țină aproape, deși aveau o vârstă înaintată, dar stăteam cu plăcere în preajma lor. De la ei am primit, spre exemplu, prima carte scrisă la mașină, cum era în perioada aceea, cu viața unui sfânt, Sfântul Pius al X-lea, apoi Sfântul Maximilian Kolbe. Acestea au fost, să spun, primele contacte la nivel intelectual cu ei și împreună nu numai că ministram, dar mai și băteam dealurile din preajma bisericii. O combinație între spiritual, nu? Și viața de copilărie trăită în mod armonios. Da. Trebuie să spunem că, de fapt, copilăria și locul în care familia dumneavoastră locuia era undeva în zona de nord a municipiului Bacău, acum pe teritoriul parohiei Fericitul Ieremia. Pe atunci, știm bine, era o singură parohie, aparținați de centru, mergeați în bisericuța mică, Sfântul Nicolae. Care este imaginea pe care o aveți acum în minte gândindu-vă la parohia centru? O parohie mică, dar atât de plină de oameni în lăuntru și pe din afară. O parohie cu adevărat vie, în care pentru mine a fost un model de trăire a credinței, de participare la sacramente, pentru că era mai greu în perioada respectivă să-ți exprimi credința altfel decât prin trăirea sacramentală. Participarea la Sfânta Liturghie, adorații, rozariu și, bineînțeles, dimensiunea catehetică, activitatea catehetică. În rest, era ceva mai greu să-ți manifesti credința într-o altă manieră. Și am această imagine, iar imaginea cea mai dragă care o am de la această biserică este prima Sfântă Liturghie pe care am celebrat-o după Sfințire împreună cu ceilalți doi colegi ai mei, Părintele Șerban Tarciziu din Arhidieceza de București și Părintele Miclouș Gelu, care între timp a fost chemat la cele veșnice. Ați fost sfințit preot în 1989, un an greu pentru România, nu? Acele timpuri. Bănuiesc că pentru comunitate, sfințirea unui preot și iată acest moment important, celebrarea primei liturghii în comunitate, era într-adevăr o sărbătoare și o bucurie, nu doar a familiei. A fost o sărbătoare extraordinară. Din mai multe puncte de vedere, era prima dată după mai bine de 60 de ani când avea loc un astfel de eveniment. Ultimul preot care a fost sfințit și era originar din Bacău a fost Părintele Iosif Celante, care încă mai trăia la vremea când noi am fost hirotoniți preoți. Apoi, bucuria noastră era dată și de faptul că eram rodul unei comunități noi în Bacău. Inițial, cei care au scris istoria știu mai bine acest lucru, comunitatea din Bacău era una mică, dar odată cu fenomenul migrării la oraș a multor familii din satele din prejur, comunitatea s-a mărit și s-a mărit într-un ritm alert. Iar noi eram fructul acestor familii venite din prejur, din satele catolice din jurul Bacăului. Și mi-mi închipui că era o mare dorință de apartenență, de a crea de fapt o comunitate, de a se simți parte a unui tot, a unei credințe. Da. Și mă bucur că am fost deschizătorii unui drum, pentru că îndată după noi au fost foarte mulți preoți și mă bucur să-i văd astăzi lucrând nu numai aici în dieceza noastră, dar peste tot în lumea întreagă. Știm bine că până în 1989, nu, acest apogeu al unei pregătiri intense, au fost multe provocări și încercări pentru sfinția voastră. De exemplu, știu că pentru prima Sfântă Împărtășanie v-ați pregătit cam de 3 ori. Și nu pentru că n-ați fi înțeles exact cateheza, pentru că o înțelegeați foarte bine, ba chiar nu, la ultima dintre ele ați fost aproape profesor. Ați avut șansa de a sta pe lângă preoți care v-au insuflat această dragoste pentru cele sfinte. Dar haideți să le explicăm prietenilor noștri de ce v-ați pregătit de 3 ori pentru prima Sfântă Împărtășanie.
Prima pregătire am făcut-o la Mărgineni, acolo voi părinții mei, acolo mă regăseam și eu împreună cu alți verișori ai mei, alte persoane pe care le cunoșteam și am mers până aproape de final. Am dat examenul, am luat nota 10 la rugăciuni și numai nota 7 la catehism. Așa mi-aduc perfect aminte. Preotul examinator era un preot francescan, părintele Albert Petru, o personalitate a diecezei noastre. Apoi, așa cum spuneați, având în preajma mea mulți preoți, între care un unchi, un frate al tatei, acesta a zis, nu, el trebuie să se pregătească în parohia de care aparține. Așa că am trecut de la parohia din Mărgineni la singura parohie din Bacău, unde am mai făcut încă vreo 3 săptămâni de pregătire. Pentru că în cele din urmă el să spună ar face bine să mai pregătească un pic, așa că m-a luat pe lângă el, fiind vicar la Pildești, în parohia din Pildești, și acolo am mai făcut o lună de pregătire la Sfânta Împărtășanie, la prima Sfântă Împărtășanie. Așa am ajuns... Și ați făcut prima Sfântă Împărtășanie la Pildești. La Pildești, da. Pentru ca în toamnă, având pregătirea deja făcută, să primești și taina mirului, deși aveam numai 7 ani. Da. Preasfințitul Pleșca a venit la Bacău atunci, în perioada respectivă, și părinții au întrebat dacă e posibil acest lucru, dată fiind, mă rog, diferența de normă canonică în ceea ce privește vârsta necesară pentru primirea mirului, am primit și mirul în același an. Deci iată că toată această pregătire intensă, da, nu a fost în zadar și a fost și mirul. Da. Ce înțelegeați, părinte, la vârsta aceea despre, nu știu, Sfânta Taină, despre mir, despre... Nu, cred că pricepeam mai mult decât pricep și astăzi copiii. Cu siguranță aveam... clară în minte importanța sacramentului pe care îl primesc. De altfel, evlavia cu care, știu eu, pe care mi-au insuflat-o rudele mele în ceea ce privește primirea Sfintei Împărtășanii, necesitatea rugăciunii înainte, după Sfânta Împărtășanie, au format în mine cu mulți ani înainte un respect și o percepție clară a măreției acestui sacrament. De aceea, atunci când am primit Sfânta Împărtășanie, cred că eram destul de conștient de ceea ce primesc, dar nu depășeam capacitatea de înțelegere a unui copil de 7 ani. Știu că deseori când părinții se întorceau de la Mărgineni din vizită și ziceau, Ben, hai acasă, hai să plecăm acasă, le spuneați, nu, eu mai rămân pe aici. Și mergeați cu mătușa pe la biserică, mătușa se ocupa de flori, de altar, și nu odată s-a întâmplat să adormiți pe scările altarului și să fiți recuperat, practic, din biserică. Din biserică, deci iată de mic v-ați petrecut în biserică o mare parte din timp. Mă întreb totuși, care a fost momentul în care ați zis, asta vreau să fac, vreau să fiu preot? Destul de devreme, cred că eram undeva în clasele 7-8, cu mult înainte, cu 2-3 ani înainte de a da examen la seminar, când în mintea mea s-a conturat clar această dorință. Repet, nu a fost nimic extraordinar, dar având în preajma mea atâtea exemple, cred că acest lucru mi-a insuflat și dorința de a rămâne în preajma altarului. Cu siguranță a fost o intervenție a lui Dumnezeu care își cheamă slujitorii săi și fiecare vocație este unică în felul ei, dar cred că mă încadrez și eu în mulțimea de vocații din dieceza noastră, din biserica noastră locală, care a urmat acest parcurs al exemplului a preoților, dar și a seminariștilor mai mari. Consider oarecum surprinzătoare decizia dumneavoastră de a alege această cale, mai ales pentru că știm, era timpul comunismului, când nu erau încurajate astfel de, nu știu, de alegeri. Nu vedeați în jur că
veți avea o viață ușoară. Da, e adevărat, lucrul acesta era foarte clar și îmi era descris foarte bine de relatările unor preoți în vârstă care povesteau despre momentele grele prin care au trecut în închisoare sau despre șicanările pe care continuau să le suporte din cauza poziției lor în societate, o poziție care era considerată cumva inutilă. Trăiam cumva în două lumi, pe de o parte la școală și știu eu, în celelalte aspecte ale societății care ne vorbeau despre, mă rog, acea atmosferă socialistă și construirea socialismului, iar pe de altă parte trăiam într-o lume paralelă, acasă, în familie, unde trăiam în rugăciune comună, participare activă la biserică, la sacramente, la alte activități, la procesiunile puține care erau la vremea respectivă. Și am avut în față întotdeauna aceste două elemente, două lumi. Evident că nu putea să te atragă o lume lipsită de onestitate, de adevăr, de o lume a minciunii, care a trebuit să trăiesc, nu? Voi începe eu să povestesc un episod și vă rog pe Sfinția voastră să îl completați, să mă corectați și să îl dezvoltați. Este adevărat că la un moment dat v-ați dus să lucrați, cred, pe un șantier sau într-un colectiv de bărbați, unde ați auzit primele înjurături, primele vorbe urâte, la o vârstă destul de înaintată, nu mai erați chiar un copil. Și atunci, întorcându-vă acasă, i-ați spus mamei: mamă, dacă eu rămân printre ei, voi deveni ca ei. Și atunci îmi doresc altceva. Da. Unde și cum s-a întâmplat, de fapt, acest episod, da, din amintirile dumneavoastră? Da, era în primul an de liceu, dacă cei care au vârstă similară mie își aduc aminte că la liceu o săptămână se făcea practică undeva, 3 săptămâni se făcea școală. Iar noi am fost repartizați la fabrica pe atunci Partizan, o fabrică de încălțăminte faimoasă, la atelierul mecanic, și o săptămână pe lună lucram acolo, într-un mediu extrem de nociv în ceea ce privește standardele morale. Dialoguri, comportament foarte urât. Și atunci am simțit pentru prima dată acest dezgust față de un astfel de mod de viață. Nici la școală nu era raiul, dar oricum era o diferență mare, mare diferență. Acea lipsă de cultură, nu atât de cultură, cât de educație, o educație comportamentală. Da. Și am spus, eu nu vreau să trăiesc în lumea asta. Aș vrea ceva mai mult pentru mine. Cum au primit părinții dumneavoastră vestea că vă alegeți acest drum și vreți să fiți preot? Foarte bucuroși, foarte bucuroși. Ca orice familie în perioada respectivă, orice familie credincioasă avea în rândul ei un preot, o călugăriță, ceea ce era mai rar. Era un privilegiu, considerat a fi un privilegiu, și au fost foarte bucuroși, erau gata pentru orice sacrificiu pentru ca eu să pot urma acest drum. În fapt, tata și a avut mult de suferit la servicii în această cauză. Unde lucra? De ce a avut de suferit? Lucra la întreprinderea metalurgică și a avut de suferit pe linie de partid. A fost invitat de mai multe ori la diferite discuții, cerându-i să mă convingă să merg la alt liceu. Știți că pe atunci erau obligatorii 10 clase, deci am intrat la seminar printr-o șansă extraordinară, numai după 10 clase, și dădea examenul de treaptă, eu l-am dat la seminar, și atunci tata a fost șicanat luni de zile pentru a mă convinge să plec din seminar, asigurându-i se că voi fi primit la orice liceu din oraș. El a rezistat eroic, a fost pentru o vreme retrogradat, fiind șef de echipă a fost retrogradat, dar apoi lucrurile
încetul cu încetul și-au intrat în normal. N-a ezitat nicio clipă și nu ați simțit că ar fi vrut, de fapt, să vă zic că să mai stăruiți asupra deciziei? Niciodată. Era gata să își piardă serviciu, să caute altceva ca să-și întrețină familia. În niciun caz nu. De altfel, am aflat despre aceste lucruri ceva mai târziu, pentru că el n-a voit să-mi tulbure parcursul formativ la seminar. Îmi închipui ce bucurie și ce satisfacție trebuie să aibă părinții atunci când ajung să trăiască un astfel de moment, părinte, pentru că scoatem cea de-a doua fotografie și la fel vom proceda. Cei care ne urmăresc pe TV văd imaginea și cei de la radio vor asculta descrierea dumneavoastră. Da, este momentul imediat după hirotonire, chiar acolo în fața seminarului. Astăzi acei copăcei sunt mult mai înalți și mai mari și am alături pe părinți, fratele și sora. Familia completă. Da, pe atunci erau încă necăsătoriți, de altfel eram cel mai mare, așa că încă nu venise timpul. Și erau fericiți pe de o parte, preocupați pe de altă parte, pentru că urma Sfânta Liturghie de primiție cu masa care urma de obicei, dar oricum au ajuns acel moment în care de acum puteau să spună asemenea lui Simeon: eliberează, Doamne, pe slujitorul tău. Își văzuseră visul cu ochii. Știu că la primiție ați primit și un dar mai deosebit, tot din partea unei rude, și anume un arc. Vi l-a adus mătușa sau cine l-a adus? Da. Și de ce i-ar da o mătușă unui tânăr preot un arc? Ce v-a spus și ce însemnătate avea de fapt acela? Da, era unul din jocurile noastre preferate, să construim arcuri, săgeți, la vremea respectivă eram copii. Și într-o vacanță, după ce s-a încheiat perioada de joacă, am plecat acasă, am ascuns arcul respectiv în pod, și a rămas acolo ani de zile, pentru că în vara următoare probabil ne-am făcut altul sau am trecut la o altă etapă de jocuri. Și mătușa mea l-a găsit, l-a împodobit frumos și a spus că de acum, până acum trăgeai în păsărele sau altceva, de acum ai să vânezi suflete. Da. După atâția ani, părinte, pentru că, iată, au trecut ani, din 89 până astăzi, credeți că acest arc a nimerit, a potrivit săgeata astfel încât să vânați sufletele, să fie spre plăcerea și dorința celui de sus? Da, eu sper că da. Cei care vor evalua, cine va evalua activitatea mea, va fi Dumnezeu în cele din urmă. Eu m-am străduit. Uneori am reușit, alteori mai puțin, în funcție de capacitățile mele umane. Au fost momente în care ați simțit că vreți să trageți într-o direcție și de fapt săgeata o ia invers? Oh, desigur. Dumnezeu are un mod, din punctul nostru de vedere, ciudat de a acționa, de a lucra prin noi. Uneori proiectele noastre se împlinesc și sunt identice cu voința Lui. Altă dată, contabilitatea divină este mult, mult diferită de ceea ce plănuim noi și face ca săgețile noastre să zboare aiurea, dar ele își ating scopul, cel pe care El îl vrea, nu cel pe care noi îl intenționăm. Și ce facem cu înțelegerea noastră? Pentru că știm bine, suntem oameni, în momentul în care scopul pe care ni-l dorim nu se îndeplinește, parcă răbdarea ajunge la un sfârșit, neîncrederea își face loc și începem să judecăm, să cerem socoteală. Da, sunt momente inevitabile, aceste atitudini din partea noastră când îi cerem cont lui Dumnezeu sau îl întrebăm de ce, când slăbiciunea și neputința noastră își spune cuvântul și simțim cum ne epuizăm
pentru că noi am dorit binele, ne-am străduit și până la urmă nu s-a întâmplat ceea ce speram să se întâmple. Nu am reușit. Însă nereușita noastră este întotdeauna o reușită în ochii lui Dumnezeu și de atâtea ori, după ani și ani, am observat cum un eșec al meu a fost, de fapt, o victorie a lui Hristos. Și am în minte mai multe momente în care am crezut că lucrurile vor merge rău, dar în realitate au mers foarte bine. Au fost totuși clipe în care v-ați simțit vlăguit de putere și poate n-ați mai găsit motivația suficientă pentru a merge mai departe, ați avut nevoie de acel refresh? Sigur, la urmă urme sunt o ființă umană, nu sunt perfect și au existat momente în care am simțit că trebuie să las plugul din mână și să, să iau o pauză, dar eu cred că și aceste momente fac parte din zidirea pe care Dumnezeu o înfăptuiește în noi. Și ne descoperă în felul acesta faptul că nu lucrăm noi. Sau atunci când ne încăpățânăm să credem că noi lucrăm, El ne face să înțelegem că în fapt nu suntem decât niște instrumente și toată vlaga o primim de la El. Întorcându-mă la părinții dumneavoastră, mă întreb care era modul în care aceștia vă dojeneau și vă aduceau cumva pe calea cea dreaptă înapoi, pentru că știm bine, în perioada în care suntem acasă cu părinții, avem și momente în care o mai luăm pe alături și nu pe drumul cel potrivit. Cum făceau părinții dumneavoastră în acele timpuri să vă facă conștient de bine și rău? Se încadrau și în acea mentalitate a timpului în care mustrarea serioasă, aspră, făcea parte și ea din educație. Bineînțeles, la început era întotdeauna cuvântul bun, cuvântul mai aspru, dar interveneau și alte metode pe care nu le-am considerat niciodată ieșite din comun și care consider că au fost binevenite la timpul potrivit. De altfel, nu a fost niciodată vorba despre agresiune sau nu, nici dar un cuvânt mai aspru, o dojană, ba chiar o pedeapsă, și au făcut totdeauna locul și și-au atins scopul. Trecând la vremurile noastre, pentru că știm bine că ați activat și vom vorbi despre asta mai încolo, ați activat și la seminar, ați cunoscut oarecum mentalitatea studențească, aveți nepoți, ați stat pe lângă copii prin parohiile prin care ați activat. Ce facem cu tânăra generație? Pentru că acea dojană și vorba aspră pe care vă spuneau dumneavoastră părinții acum câțiva ani, în zilele noastre e oarecum privit altfel de copii și mulți părinți spun că de fapt trebuie să le acorde libertate de a alege, să nu le inhibe personalitatea și știm bine ce noi alte metode de parenting, cum le spun ei. Da. Este clar că schimbarea societății, schimbarea mentalității trebuie să aducă și din partea educatorilor, a părinților, a educatorilor, o nouă abordare. Eu sunt conștient, sunt convins că nu mai funcționează aceleași metode de educație. Trebuie să venim în timpul nostru și în familie, și în biserică, la seminar sau în casele de formare. Am considerat întotdeauna că educația în libertate este cea mai potrivită în ziua de astăzi. Pentru că, mă rog, ne obligă cumva societatea, dar ne vorbește chiar Hristos în Evanghelie despre acest lucru. El așa și-a educat apostolii. Așa i-a invitat pe toți cei care au venit la el în libertate, de la o anumită vârstă, atunci când există maturitatea necesară. Și cred eu că în continuare această metodă este potrivită, oportună în ziua de azi. Sfântul Francis de Sal spune undeva un lucru, că dacă este să păcătuiesc dacă este să păcătuiesc, mai bine să păcătuiesc prin libertatea pe care o acord decât printr-o severitate exagerată, care cu siguranță nu ar aduce nimic bun.
Este la latitudinea părinților și a educatorilor aici să evalueze fiecare caz în parte. Dar consider că, în continuare, că dragostea, vorba bună și, la momentul potrivit, mustrarea, care, dacă este necesară, nu poate lipsi, rămân metodele cele mai bune de educație. O altă provocare pentru noile generații este menținerea credinței și includerea acestui, zicem, simplu obicei, de fapt, de a merge la biserică, de a te ruga, de a te raporta, de fapt, la divinitate. În copilăria dumneavoastră, așa cum ați povestit, făcea parte din viața dumneavoastră. Nu era zi, poate, fără a merge la biserică, fără a face rugăciune. În timpurile noastre e mai greu copiii să aibă parte de aceste lucruri, pentru că știm bine, au alte opțiuni, modalități de a-și petrece timpul liber. Cum facem, totuși, părinte, să clădim această sămânță în ei? Da, întrebarea dumneavoastră este una provocatoare. Provocatoare pentru că mă îndoiesc că cineva are un răspuns perfect la această întrebare. Nu cred că este un medicament minunat, miraculos, care să îi îndrepte pe tineri spre biserică, să-i determine să rămână în prietenie cu Dumnezeu. Și de aceea atitudinea lor este influențată de o multitudine de circumstanțe în societatea noastră de astăzi. Este școala, sunt prietenii, media, care are o influență extraordinară și care poate fi greu controlată de educatori astăzi. Așa că din punctul meu de vedere, ceea ce putem să le oferim este exemplul nostru, îndemnul nostru și, în același timp, în ceea ce privește biserica, o preocupare din partea ei de a se exprima pe limba lor. Și, în acest sens, eu personal mă bucur să am alături colaboratori tineri care se pricep să facă acest lucru. Mai bine decât aș putea să o fac eu. Păi aici intervine poate și formarea de care au avut parte adaptată la timpurile noastre. Exact. Nu-i așa? Pentru că ați zis colaboratori tineri. Deci sunt preoți pregătiți în timpurile actuale. Foști studenți ai dumneavoastră. Spre exemplu, tot am vorbit de media, nu? A le interzice accesul la mijloacele moderne, la telefoanele inteligente, nu constituie o metodă de a îndepărta de o influență negativă. Mai degrabă este străduința educatorului de a învăța să se folosească de aceste mijloace. Și de a extrage ceea ce este de fapt bun. Exact. Pentru că știm bine că vine această nouă tehnologie cu o grămadă de plusuri. Părinții vor fi întotdeauna în urmă în ceea ce privește capacitatea lor de a utiliza astfel de instrumente. Eu însumi apelez la cei mai tineri atunci când simt nevoia să fac ceva nou. De aceea, repet, educarea în libertate și străduința noastră de a rămâne lângă ei în aceste momente și chiar în aceste situații de circumstanțe moderne de viață îi poate ajuta să meargă pe calea cea bună, dar nu există. Eu n-am găsit o metodă miraculoasă, minunată, care să ne asigure succesul. Pentru că ați spus de colaboratorii tineri pe care aveți, bănuiesc că v-ați referit acum, de când sunteți paroh la Sfânta Tereza, vorbim despre această perioadă, vă rog să facem un arc peste timp, să ne întoarcem la Piatra Neamț, acolo unde ați avut prima misiune ca și preot vicar în acele timpuri și bănuiesc că v-ați ocupat de copii, de tineri, de cei care trebuia să rămână aproape de Dumnezeu, aproape de biserică. Cum comparați metodele pe care le-ați abordat dumneavoastră, metodele pe care le abordează tinerii dumneavoastră colaboratori? Eu cred că ele sunt adaptate timpului. Am avut privilegiul de a lucra într-o parohie mare, o parohie cu foarte mulți tineri, foarte mulți copii.
O parohie care trăia evenimentele de după 89, când s-a extins posibilitatea de acțiune în școală, organizarea diferitor grupuri, mișcări bisericești care își formau la vremea respectivă, se deschideau la vremea respectivă în diocesa noastră, Scout, Acțiunea Catolică, și mă consider privilegiat să fi lucrat în această comunitate, o comunitate extraordinară. Astăzi sunt acolo unde eram doi preoți înainte, sunt 5 sau 6 preoți care lucrează, sunt mai multe parohii. Și am avut șansa să am alături tineri deosebit de generoși, implicați în toate acțiunile pe care le promovam. Și am rămas în relații cu mulți din ei până în ziua de astăzi. Ați fost acel preot vicar care împărțea iconițe și copiii se bucurau, tinerii le colecționau, da. Pentru că în acele timpuri noi așa ne bucuram, da. Și asta era de fapt metoda prin care preoții ne atrăgeau către, da, către biserică. Iconițe, excursii, eram la Poalele Muntelui Ceahlău deseori, atunci eram mai sprint în deseori, urcam muntele, făceam ceea ce astăzi se numește campus, da? Într-o manieră primitivă, aș putea spune. Pentru acele timpuri? Exact, în condiții destul de rudimentare comparativ cu posibilitățile care există astăzi, dar care dădeau rezultate, dădeau rezultate. Știu că la un moment dat erau atât de mulți tineri încât a trebuit să îi împart în două grupe pentru a putea avea activități, mă rog, cu un număr rezonabil de persoane. Faptul că în viața comunităților romano-catolice se îmbină atât de mult partea aceasta de relaxare, de formare personală pe lângă cea spirituală, vă ajută în a vă desfășura activitatea de preot, de fapt? Pentru că, iată, tinerii, copiii, oamenii, până la urmă, nu vin doar pentru slujbă la biserică. Ei vin deseori pentru a-și crea prietenii, pentru a se întâlni, pentru a comunica. Știm bine câți oameni sunt care vin la biserică și de fapt ei nu au cu cine vorbi acasă. Și vin acolo și sunt convinsă că și la dumneavoastră, la parohie, vin după să mai spună ceva, chiar dacă nu e ceva wow. Da, da. Este o condiție naturală, aș spune. Creștinul se construiește pe om. Omul fără dimensiunea lui socială e greu de perceput, iar el însuși trăiește cu dificultate, își trăiește cu dificultate viața dacă nu se poate raporta la alții. De aceea, aceste momente de comuniune, nu numai în cadrul unor pregătiri catehetice sau alte momente de rugăciune, se regăsesc în aceste momente de comuniune umană, distracție, relaxare și așa mai departe. Eu cred că ele sunt, aș putea spune, o trambulină spre construirea unei vieți de credință, spre construirea creștinului. E mai ușor să treci de la, hai să dau un exemplu, un joc de tenis, pentru că acolo se formează deja o echipă, se văd unii pe alții, pentru că apoi să faci un pas mai departe și să creezi o echipă catehetică, iar aceștia să se transforme în lideri care să conducă o acțiune de caritate, vizite la, bătrâni, bolnavi, săraci, sau o acțiune de fundraising pentru o anumită acțiune, pentru o anumită, un scop caritativ. Da? Deci, cred că această împletire a activităților comune constituie și secretul succesului, alcătuirii unui grup care să trăiască împreună credința. Și cred că tot astfel reușiți de fapt să le câștigați încrederea inoriașilor, să îi ajutați de fapt să se deschidă în fața dumneavoastră. Și pentru că, așa cum am zis, timpul cu siguranță nu ne va ajunge, vă propun să rămâneți alături de mine și în următoarea emisiune, dar pentru finalul acesteia aș vrea să vă rog să
lămurim oarecum acei credincioși care spun că degeaba vin la preot să îi spună problemele dintr-o familie pentru că preotul nu are una și nu le înțelege. Sunt convinsă că ați auzit și dumneavoastră că mulți au această impresie, că de fapt un preot nu poate înțelege problemele dintr-o familie. Da, un preot nu poate trăi în proprie persoană problemele dintr-o familie. Dar felul în care el ajunge să le cunoască îl face capabil să trăiască în lăuntrul lui aceste probleme, ascultând tot ceea ce unul sau altul împărtășește din propria experiență familială, îl face să poarte în propria persoană acele probleme. Și din propria experiență pot să spun că ele sunt, că ele consumă preotul atunci când cineva îi le împărtășește. Îl consumă și pe lângă rugăciune îl face să se gândească la soluții, la posibilități de rezolvare și le poate împărtăși celorlalți. Faptul că preotul nu se trezește noaptea atunci când copilul plânge, așa cum o fac majoritatea părinților când copiii sunt mici, nu înseamnă că nu știe ce înseamnă o noapte nedormită. Faptul că nu ascultă sau nu este nevoit să suporte plângerile sau alintăturile unui copil nu înseamnă că nu știe ce înseamnă suferința acestor momente. De aceea, iarăși, n-aș spune că avem noi, știu, o miraculoasă metodă de rezolvare a tuturor problemelor, dar faptul că le împărtășim unii cu alții, cred că ne ajută să le ducem mai departe. Monseniore, avem Republica Moldova, avem America, avem seminar și avem multe alte experiențe despre care trebuie să vorbim și pentru acest motiv vă propun cea de-a doua emisiune după, da, pentru săptămâna viitoare. Vă mulțumesc! Dragi prieteni, a fost astăzi cu noi Monseniorul Benone Farcaș. Rămâneți alături de noi și săptămâna viitoare. Povestea continuă și sunt multe de spus. Interviul săptămânii la RCIS FM.